Marcel Ciolacu îl contrazice de la distanță pe Nicolae Ciucă. Premierul spune că nu acceptă scăderea TVA la alimente, așa cum cere PNL, și păstrează ideea unei ordonanțe pentru plafonarea adaosului comercial și nu pe cea a unui acord cu retailerii. Și a transmis șefului PNL că nu acceptă ca guvernul să fie condus de o coaliție. Ne spune mai multe chiar acum colegul meu, Cornel Chitucea. Bună dimineața! Bun găsit, Cornel, te ascultăm! Bun găsit, Dan, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vedem că în continuare există mai multe tensiuni între liderul PNL și liderul socialdemocraților Marcel Ciolacu pe marginea soluțiilor care ar trebui să fie aplicate în perioada următoare pentru ca românii să nu mai simtă prețurile mari pe care le văd în momentul de față la raft în orice magazin din țara noastră. Pe de altă parte, vedem că în continuare sunt negocieri în ceea ce privește modul în care executivul ar trebui să intervină asupra prețurilor și fostul premier Nicolae Ciucă spunea că nu este o bună variantă cea propusă de către liderul socialdemocraților Marcel Ciolacu și prim-ministrul în funcție și consideră că nu ar trebui să se umble la astfel de metode. Mai exact vorbim despre acea metodă propusă de către Marcel Ciolacu în ceea ce privește o schemă de ajutor. Însă, pe de altă parte, liderul PNL spune că ar trebui să se umble la TVA. Spunea cu doar câteva minute în urmă liderul social democraților Marcel Ciolacu faptul că nu există posibilitatea ca țara noastră să cunoască o cifră pentru TVA de 0% pentru că ar produce efecte negative. Totodată spunea în decursul zilei de ieri Nicolae Ciucă faptul că prin această ordonanță s-ar putea ajunge la penurie care ar putea, bineînțeles, să aducă și efecte negative. În replică, Marcel Ciolacu a spus cu doar câteva minute în urmă faptul că această ordonanță este o variantă bună și că în continuare va discuta cu specialiștii din fiecare domeniu pentru ca această ordonanță să fie o variantă care să mulțumească pe toată lumea și, bineînțeles, să producă și efecte. Astăzi va avea loc o întâlnire între premier și ministrul agriculturii pentru a discuta pe marginea acestui subiect, pentru că știm a fost o discuție lungă și pe marginea prețului pâinii, pentru că în momentul de față spun mulți români că în comparație cu acum 10 ani, prețul pentru pâine este unul exagerat. Vom vedea ce va mai declara Marcel Ciolacu în continuare, pentru că vedem vin replici din partea fostului premier Nicolae Ciucă în ceea ce privește propunerile făcute de către acesta. Este o recomandare a Comisiei Europene să avem doar două praguri de TVA. Nu știu, am văzut foarte des în spațiu public discutându-se despre TVA zero. Vă anunț oficial că acest lucru nu se poate. Comisia Europeană nu acceptă o astfel de variantă pentru niciun fel de produs. Ca să închidem o dată această propunere de a fi TVA zero. Cum nici, cred că, o propunere să nu mai plătim curentul sau telefonul nu funcționează. Astăzi, la 15:30, împreună cu președintele Senatului, domnul Nicolae Ciucă, voi avea o discuție cu domnul ministru al Finanțelor, o să avem o discuție și cu domnul ministru al Agriculturii, de asemenea o discuție cu ministrul fondurilor europene. Sunt ferm convins că în cursul zilei de astăzi vom lua o decizie, dar din experiența trecută, fiindcă trebuie să ne uităm întotdeauna ce s-a făcut în trecut, ce a funcționat și ce n-a funcționat. Orice reducere la TVA a adus o ieftinire pe o perioadă foarte limitată de timp. Normal că a adus mai mică colectarea la stat, iar în două săptămâni prețurile au fost la fel cum. Deci nu a funcționat. Eu nu vorbesc de prețuri plafonate. Eu vorbesc de un întreg ansamblu și o schemă aplicată pe întreg lanțul. Și voi veni cu această schemă în Guvernul României. Indiferent dacă vorbim de acord, acordul nu poți să-l faci numai cu retaileri. Aici vorbim și de producători, și de distribuitori, și de importatori. Fiindcă nu toate produsele mi-aș dori, cum cred că și dumneavoastră, ca toate produsele pe care le consumăm să fie din România. Trebuie văzut tablou întreg. Nu voi accepta ca o coaliție să conducă Guvernul României. Dar, la fel cum am făcut când și domnul Nicolae Ciucă
actualul președinte al Senatului a fost prim-ministru, deciziile majore să le luăm împreună. Premierul Marcel Ciolacu anunță că de la 15 septembrie intenționează să promoveze un program privind reducerea consumului de droguri în școli. Declarația sa vine la scurt timp după ce și ministrul de interne, Cătălin Predoiu, atrăgea atenția că școlile sunt, citez, pline de droguri. Încep să crească cotele în ceea ce privește consumul de droguri în școli. Și nu trebuie să ascundem acest lucru, trebuie să vorbim despre el, trebuie psihologi în învățământ, în școli, care să ajute copiii care au căzut în această tentație, pentru că vorbim totuși de niște copii, de niște adolescenți, trebuie să ajutați să depășească cât mai repede. Nu sunt o parie a societății, din potrivă, dezvoltarea aduce și astfel de lucruri. Statul român are obligația de a interveni și de a face tot efortul. O să avem o discuție și cu domnul ministru de interne și eu cred că putem începe după 15 septembrie sau când începe nou an școlar să avem un program coerent în ceea ce privește consumul de droguri în școli, mai ales în zonele urbane aglomerate. Avem această obligație și avem această obligație, repet, de a vorbi despre acest lucru.